And now, ladies and gentlemen, for the next fight of the evening, this will be another fight with an open weight division. Foarte solid acest austriac, campion mondial Isca, titlul deținut în trecut și de Jérôme Lebanner. Ready? Ready? Time, fight! Oh, ce viteză pentru Ristea! L-am văzut pe Froșaur luptând și cu alte ocazii și nu are o viteză ieșită din comun. Aici ar putea să profite Ristea. Pune presiune austriacul, însă răspunde și Ristea. Schimburi puternice de lovituri între cei doi. Lovitură puternică de picior din partea austriacului. Născut la Linz, stabilit în Viena, Froșaur. În ultima gală Dynamite, Cristian Ristea l-a învins pe uriașul Eldar Oliveira. Are și acum un rival cu greutate. Dă drumul la brațe Ristea. Lovește și la corp, iată, lovitură mediană de picior și acum ia la brațe pe adversarul său. Stângă la corp, două croșee care clatină acolo pe adversarul lui Ristea. Froșaur este numărat austriacul. A intervenit Sebastian Ciobanu, altfel cred că ar fi fost finalul meciului pentru Froșaur. A doua șansă în acest meci pentru austriac. Care mică pățea ca Filip ieșea din ring acolo. Froșaur din nou, serie de croșee, de directe pentru Cristian Ristea. Rezist acum Froșaur. Din păcate, lovitura aruncată în aer acum de Ristea. Ce s-a zdruncinat Froșaur după ce a încasat acel pumn de la Ristea. Îi spune lui Ciobanu că este în regulă, îl întreabă de ce a oprit meciul, însă ascultă a doua numărătoare în această luptă. Cred că s-a grăbit puțin Sebastian Ciobanu, ar trebui să-i lase totuși să se bată. Sunt profesioniști, sunt oameni cu experiență, n-a fost chiar pericolul așa mare. Oricum aceste numărători în picioare sunt destul de ciudate. Vorbește puternic acolo, Ristea mai are câteva secunde la dispoziție să-l facă knockout pe Froșaur în această primă rundă. Croșeu de dreapta la cap și croșeu de stânga la figură. Cât de puternic lovește Ristea acum, însă gongul îl salvează pe Froșaur. Foarte motivat, foarte hotărât Ristea să termine rapid lucrurile în ring în această seară. Aplauze, publicul de la Iași se entuziasmează. Într-adevăr, în ring sunt doi sportivi cu greutate și Ristea este luptătorul care a oferit momentele de acțiune în această luptă până acum. Iată cum se aruncă asupra lui Froșaur. Uite Florian cum se apără oamenii de pe margine să nu se mai trezească cu un luptător peste ei. Depășit total austriacul în această primă repriză, Ristea își folosește foarte bine viteza, dar și superioritatea tehnică, pentru că, să fim sinceri, austriacul nu este chiar cel mai tehnic luptător pe care l-am văzut în această gală măcar. Este mare, însă, la capitolul viteză și la capitolul tehnică este puțin deficitar. Și cu acele medium kick-uri Ristea în această rundă. Lasă cotul jos, Froșaur să se deschide la față. Caută knockout-ul Ristea în stilul său propriu.
De-aia îi se spune gladiatorul. Însă trebuie să fie atent, pentru că Froșaur este totuși un greu și el, și la această categorie orice lovitură poate însemna finalul meciului. Am văzut mai devreme ce bine o ducea Filip înainte de acea directă de dreapta. Atacă acum Ristea, lovitură mediană de picior, lovitură joasă. Iată, răspunde și Froșaur. Momente bune acum pentru luptătorul austriac, pericol cu acel genunchi pentru Ristea. Gladiatorul trebuie să mențină ritmul pe care l-a avut până acum. Iată, suntem exact la jumătatea rundei și la jumătatea meciului acum. Bună lovitură, îi dă capul pe spate lui Froșaur, însă nu acuză efectul. Thomas, kick-n. Kick-n. S-a mai temperat acțiunea din ring, asta pentru că Riste a lăsat-o mai moale. Nu se mai aruncă cu aceeași patimă asupra adversarului său. Câtă îndârjire și câtă hotărâre a arătat Ristea în prima rundă, chiar și la final, după ce a bătut gongul. După o așa repriză, cum a fost prima, e normal ca adrenalina să fie la cote maxime. Ristea în continuare controlează meciul. Și iată la podea pe Froșaur, ascultă, va asculta numărătoarea arbitrului pentru a treia oară în acest meci. Parcă a căzut copacul, așa s-a auzit momentul impactului atunci când Froșaur a ajuns la podea. Antrenorul strigă la Froșaur, însă nu știu cum îl poate ajuta în aceste momente. E simplu să-i arunce prosopul. Se termină și a doua rundă. Și parcă din nou salvat de gong Froșaur. Aici e unul din puținele momente bune pentru Froșaur. Și răbufnirea lui Ristea. A fost acest croșeu de dreapta care l-a proiectat la podea pe Froșaur. Cu greu, dar se ridică Froșaur pentru ultima rundă. A ascultat trei numărători până acum Froșaur și mai are timp. Este în blocaj acum austriacul. Mai are timp Froșaur să mai asculte o numărătoare, dar să și întoarcă meciul, pentru că da, cu siguranță. Austriacul este în meci în continuare, îl vedem. Și nu i-a pus probleme lui Ristea niciodată. Ba din contră, Ristea se dezlănțuie iarăși. Bombardament în ring în aceste momente cu Ristea în acțiune. A dus acele lovituri Froșaur și iată, el îl întoarce acum pe Ristea. Cu spatele la curs de ringului Ristea, dă drumul la brațe, Froșaur să nu lovește la fel de convingător pe cum a făcut-o sportivul din România până acum. Low kick pe interior, trimis de Froșaur. Încearcă o combinație, brațe și low kick. Parează acel medium kick Froșaur. Face pasul în spate, pentru că din nou este rândul lui Ristea să atace. Lovitură puternică a lui Froșaur blochează Ristea. Are un cucui în frunte acolo Ristea. Oh.
A căzut în fund Riste acolo printre colțile ringului. Fight! Mai puțin de jumătate de rundă. Froșaur, dacă vrea să mai câștige, trebuie să-l facă knockout pe Ristea. Altă variantă nu are. Are trei numărători date până acum Ristea. Și această rundă a arătat decentă pentru Ristea, care e clar și obosit și nici nu mai vrea să mai forțeze. Trebuie să fie atent. Iată, schimb de lovituri. Nu ar trebui să mai schimbe. Pe contra Froșaur. Și iată, simte miros de sânge acolo Froșaur și se aruncă asupra lui Ristea. Foarte bine face gladiatorul că răspunde și el cu lovituri. Nu lasă pe Froșaur să-l domine. Caută lovitură la corp Ristea. Îi cere antrenorul lui Froșaur să lovească cu low kick-ul. Ce a făcut Ristea? A lăsat garda jos după ce a casat acea lovitură și a venit din nou Froșaur peste el. Nu e prima dată când face Ristea asta în gale. Cum a pierdut? Mai sunt câteva secunde. Mi s-a părut că am auzit acel gong ce anunță 10 secunde rămase din rundă. Da, se termină repriza cu acele întreruperi. S-a desincronizat puțin cronometrul nostru. Dar ce final greu de meci a avut Ristea în fața acestui Froșaur. După ce părea la un moment dat că are meciul în mână, ne gândeam oare când vine knockout-ul. Ce obosit e Ristea. Lovește foarte bine la corp și bine acel coșeu de dreapta care îl trântește pur și simplu pe Froșaur. Aici s-a apărat bine Froșaur și a ripostat. Apoi și-a dat seama că poate să se bată de la egal la egal cu Ristea și a trecut la atac. Iată, acel high kick, da. Ristea îl îndeamnă să lovească din nou și vine cu genunchiul pe, din genunchiul ăla să termine meciul. Cum split decision, incredibil. Cristian Ristea! Incredibil, cum split decision, deci chiar nu înțeleg. N-ai cum să dai split decision, adică doi arbitri i-au dat victoria lui Ristea, unul lui Froșaur, au fost trei numărători suferite de Froșaur. Ce arbitru i-a dat victoria lui Froșaur în acest meci? Este incredibil. Da, da. În fine...